Bun găsit! Recent m-am întors din Franța, așa că astăzi vom face o rețetă de ouă franțuzești coapte cu bacon și cu o brânză franțuzească foarte, foarte bună, cu care n-ai cum să dai greș. Și neapărat pentru această rețetă avem nevoie de aceste forme ramekin. E o rețetă super interesantă, adaptată, iar eu sunt un fan al bucătăriei franceze. Pentru rețeta noastră franțuzească de mic dejun vom folosi ouăle de la Tonelli. Ele vin din fermă, direct în bucătăria noastră. Avem acum gama bio, sunt cele mai bune de pe piață. Este o rețetă foarte simplă și vă voi arăta pas cu pas cum să o faceți acasă. Avem nevoie de camembert, pe care îl vom tăia cu bulețe. Apoi vom tăia baconul felii cât mai mari, le vom rumeni bine. Tăiem și chives-ul. Apoi le montăm pe toate în formele noastre ramekin, punem smântână lichidă, punem ouăle și apoi le băgăm la cuptor la 200 de grade pentru 10-12 minute. Acum le băgăm la cuptor pentru 10-12 minute la 200 de grade. Preparatul este gata. Îmi place să nu mă zgârcesc când vine vorba de ceai. O să pun din abundență pentru a ne da savoare preparatului. Dijon de cristal,